Chiar dacă la eveniment au participat oaspeți de seamă din Spania, primarii nu și-au făcut apariția și au preferat să trimită la sesiune angajații din cadrul primăriei, fapt confirmat chiar de vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Mădălina Ciolocoi. Convocarea a fost comună din partea Prefecturii Gorj și din partea Consiliului Județean și să sperăm că va fi o activitate cât se poate de bună. Au răspuns toți primarii, pentru că vedem aici foarte puține figuri. Deci o parte din primari și-au trimis reprezentanții care lucrează pe accesarea de fonduri europene. Unul dintre puținii primari prezenți a fost Dumitru Leuștean, edilul din Novaci, care a salutat această inițiativă. Cunoaștem amănunte, chiar cu domnii din Spania am avut o întâlnire, le știm punctul de vedere, cât de cât, probabil că au noutăți cu această ocazie și bineînțeles că suntem optimiști în a schimba puțin mersul și a fi mai operativi.